Deci spunem așa. Demonstrație. Am terminat problema, dar vreau să mă iau un pic, Gabi. Să ne creăm finalul, un orizont. Finalul, că e interesant. Să redactăm finalul. Da. N-am zis redactat asta. Deci problema asta a avut mai multe puncte. Mai întâi ne-a cerut autorul să găsim o congruență de segmente. Vreo 5 segmente să le arătăm, că sunt congruente două câte două. Ori din experiența câștigată, și am înțeles așa, ca să găsesc congruența două segmente, ce bine ar fi să găsesc două triunghiuri în care se intre acelea, să pot arăta că triunghiurile sunt congruente. Asta presupune să mă placez într-un caz de congruență din cele trei, da, ori latură, unghi, latură, unghi, latură, unghi, latură, latură, latură. Deci să mă placez într-unul din cazuri de congruență. Da. Și să pot spune că sunt congruente, atunci toate elementele sunt congruente, inclusiv cele două segmente de care am vorbit. Inclusiv cele două segmente de care am vorbit. Și atunci, în clipa în care sunt cele două segmente congruente, noi nu ne-am mulțumit să spunem gata, am terminat problema, ci am spus și celelalte elemente neluate, am avut grijă de fiecare dată, celelalte elemente neluate în discuții sunt congruente. Dar chestia asta, când am spus că unghiul ăsta e congruent cu ăsta, din congruența acestor două triunghiuri congruente, imediat se lasă cu varianta că F, B bisectoare. Și chiar avem F, B bisectoare al lui C, F. Deci am răspuns la, automat la o întrebare. Și cum C, F e cât e F, F, B, care e bisectoare, pică și perpendicular pe latura opusă. Deci pică perpendicular pe ce e. Dar cum ce a fost în prelungire, pot să spun că pică perpendicular F, B, pe M, E. Pe de altă parte, am avut să arăt că E, B, E, B, așa, e bisectoare lui A, E, F. A lui A, E, F. Ori, E, B, caut, ajung la concluzia că e B bisectoare, pentru că eu, la un moment dat, arăt că triunghiul A, B, E este cât B, E, F. Și triunghiurile fiind congruente, în afară de faptul că spun că A e cât e F, lucru care mi era mie necesar, eu am continuat de fiecare dată. Și toate celelalte sunt congruente de două toate elementele. Adică și A e B, e cât B e F. Adică asta e B este bisectoare și într-un triunghi isoscel bisectoare este și înălțime. Și iată cum pe E, B mă folosesc e bisectoare, devine înălțime și în triunghiul M, E, M, E, F, în triunghiul M, E, F am două înălțimi. F, B, dusă prin B, și E, B, iată B este ortocentru, întâlnirea a două înălțimi, și atunci M, B, e și ea perpendiculară din motive foarte precise, da? Acest lucru este spectaculos, că în această problemă am foarte multe informații. Nu, am început-o de multe ori, dar două, trei ori, să n-am dus-o până la sfârșit, pentru că aici cu înălțimile, intersecția înălțimilor, voi nu înțelegeați ce se întâmplă. Autorul fructifică aici, în construcția acestei probleme, tocmai concurența înălțimilor. Și ia să văd eu dacă am în minte acum o problemă. Apropo de concurența înălțimilor, sau voi aveți ceva, câteva probleme? Să la o temă, da. Da? Hai să facem și la temă repede, ca să nu mai împrângeam. Aici vă las pe voi să redactați finalul. Da. Am explicat de două, trei ori. Cred că poate fi înțeles, da? Și data viitoare vreau să văd redactarea la... Pagina 145. Să vedem. Problema 15, da? 145. Fie da. Două echiere dreptunghice congruente. Fie două echiere dreptunghice congruente. Triunghiul ABC egal cu triunghiul MNP. Măsura unghiului A egal cu măsura unghiului M și egal cu 90 de grade. Deci. Mai că nu sunt
că vor așa după desen, domnul profesor. Da. Așa zic și eu. 15, 16 și 18. Da. Mai ești cu mașina cumva? Da. Te rog să ajungi până la train acolo. Mă duc, da? Da? Da, 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 da. Da. Îl sună acum că e rămas. Îl relatează ca lumea, pe rog, da. ca să înțelegem bine. Eu. Da. Acum mama are nevoie să redacteze așa fel încât să înțeleagă problema, da? Ei, îți dai seama ce răspundere ai cu oberetă. Scriu frumos, că nu trebuie. De unde pleacă? La studiile ca să traduc în doamnă. Așa. Deci... Mă rog, eu vreau să redactez frumos, da? E dincolo de traia. Alo. Chiar mă aștepți, da? Poți să mă aștepți? Alo, acum vine cineva, da? Vine doamnă. Nu, că timp. Păi, rezolvi acolo. A, să un pic, mai să un pic. Da, da. Așa, așa. Da, bun, atunci e mai târziu. Da, bine. Mai are jumătate de oră de treabă. Da. Așa că rămâi să vedem rezolvarea. Deci spunem așa. Ce spune acolo? Deci, dăm cartea înapoi. Deci fie două echiere dreptunghice congruente. ABC și triunghiul ABC egal cu triunghiul MNP cu măsura unghiului A și măsura unghiului M de 90 de grade. Tobor ca în desen. Așa. Domnul profesor, vă arăt un pic desenul ăsta. Da. Deci fie două triunghiuri dreptunghice. Nu, nu triunghiuri, echiere. Echiere care au fost așezate, da, într-o formă destul de face interesantă. Aia, da. Deci, cam așa apare aici. Apoi așa. Așa vrea și autorul. Așa propune autorul să facem. Și iată, eu scriu acolo mai în felul ăsta, dar probabil că aici trebuie să fac mai mult. Am încercat așa, ca să se usucie tabla, deci ăsta e motivul. În care unghiul ăsta, A, este același cu M. Deci, practic, vârful A coincide cu M. C, B, C, B, P sus și N aici. Deci C, B și B. Deci două echiere de plânge congruente, mm-hmm, adică ăsta este exact cât ăsta. Da? Dacă l-aș lua de aici, l-aș așeza, ar fi că B, A e cât M, N, da? Asta P, N e cât C, B, și P, A este cât C, M. Deci ele au fost două triunghiuri dreptunghice, două echiere dreptunghice, identice, congruente. Și le-am așezat în felul ăsta. Arătați că N, B e perpendicular pe C, P. N, B, N, B pe C, P. NB, uitați așa, pe CP. Deci, să arătăm că e perpendiculară? Da, asta ar trebui. Deci ce am în ipoteză? Hai să zicem, în ipoteză ce avem. Că triunghiul ABC, triunghiul ABC, e congruent cu triunghiul PMN. Cu triunghiul PMN. Deci triunghiul ABC cu triunghiul PMN. Unghiul A egal cu unghiul I și egal cu 90 grade. Exact. Unghiul A, măsura unghiului A, egal cu măsura unghiului M. Deci eu aș putea să le desenez deoparte, ca să le vedem și independent, da?
ăsta este un triunghi, e vorba de triunghiul ABC, ABC, îl vedem, și celălalt, tot așa, mână, da, mână aici, N, unde sus, mână, P, mână P. Cele două echiere congruente, care au fost așezate în forma asta, puse unul lângă altul, ai înțeles? Adică asta vine sus pe munchia asta și deci așa sunt așezate. Ele sunt congruente, cele două triunghiuri. Da? Înseamnă că elementele sunt congruente două câte două. Deci, de faptul că sunt congruente, eu pot trage concluzia că AB e congruent cu cine? Cu mână. Că, te rog să spui continuare tu, AB cu mână, că... AB cu mână, că BC cu NP. BC congruent cu mână, NP. Cu NP, da. Așa, NA cu MP. NA. Congruent cu... Ce A? Ce A? NA. Cum A? Cum la... AB cu mână. Deci AB cu mână, ai zis bine. BC, asta cu da. NP, ai zis și bine. Și AC cu MP. AC cu MP. Dar dumneavoastră ați notat de NA. Unde am zis de NA? Acolo. Tu BC... Pe dacă așa-i dictatul. Deci, încă o dată. E dacă așa-i dictatul, Adi. AB... AB este egal cu MN, nu? AB cât MN, hai. Că BC, BC este cât NP. Da. E bine? Da, și nu au ăla, știți, în care l-ați notat jos. Nu a, există că nu a. Și CA? CA, CA este congruent cu, cu MP. CA cu MP. Și toate elementele și aia unghiile sunt congruente două câte două. Corect. Deci, în continuare, eu pot să-mi spun că unghiul de aici din B e cât unghiul din N, C cu P și unghiul A cu A de 90 de grade, da? Da. E, măsura lui A... Da, și măsura S. Ce spune aici? Măsura lui A este egală cu măsura lui M și egală cu 90 de grade. A, așa, măsura lui M. Și egal cu 90 de grade. Ce trebuie să arătăm noi? Trebuie să arătăm că NB, NB în concluzie, e perpendiculară pe CP. CP. Cine reușește să îmi... NB pe CP. Da? Pe CP. Pe CP. Trebuie să demonstrăm că unghiul CBN este congruent cu unghiul PBN. Deci, încă o dată, trebuie să arătăm ca să fie NB perpendicular aici. Trebuie să demonstrăm că unghiul CBN e congruent cu unghiul CBN. E congruent cu unghiul CBN, așa? Da. Nu. Păi, CBN cu NBP. CBN cu NBP. NBP. Deci P, A, este... Da, stai o secundă. Ce raționament faci tu? Unde conduci? Cum conduci? Stai mai ca să fie perpendicular. La ce te gândești? A, să... pe NB, da. Nu, deci, pentru ca să se întâmple BN perpendicular pe CP, zic și eu. BN? BN, așa spune autor. Să arătăm că da, da, da. BN sau NB. NB perpendicular pe CP, zic așa. În triunghiul CPN, în CPN, am că PA e perpendicular pe CN. Da. Dacă și CB
prelungită ar fi perpendiculară aici, dacă ar fi perpendiculară, ar pica perpendiculară într-un punct L, CL. Atunci a treia e perpendiculară. Atunci B ar căpăta în triunghiul PCN calitate de ortocentru și NB n-are altă șansă decât să fie și a înălțime. Dar noi știm că CL sau cum ați notat acolo e perpendiculară? Nu, dacă ar fi, visez. Visez. Deci dacă CB prelungită, uh-huh. Am prelungit-o până tăiat aici într-un punct, dacă și CB ar fi aici, în prelungire, dacă pot să arăt că unghiul ăsta e de 90 de grade, treaba e clară, e făcută. Am terminat. Dar în triunghiul CLN a arătat că ăsta e de 90 de grade, e de parcă aș arăta că ăstea două fac împreună 90. Da. Că dacă arăt că ăsta e 90, el rămâne de 90 în triunghiul respectiv. Corect. Însă, nu știu că fac ăsta 90. Nu știu. Ce știu că P așa, P, M, N, e și el dreptunghic aici. Da. Adică ăsta de aici și cu ăla de sus 90. Păi dacă ăsta ar fi congruent cu ăsta, deci dacă unghiul de aici ar fi congruent cu ăsta, cum știu că ăsta și cu ăsta fac 90, atunci și ăsta cu ăsta ar fi 90. Însă am avut așa. Triunghiurile sunt congruente. Triunghiul P, M, N cu A, B, C. Fiind congruente, elementele sunt congruente două câte două. Laturile, dar și unghiurile. Corect. Deci unghiul de aici, adică B, C, A, este cât M, P, N. Pentru că am așa că B, A este egal cu N, M, da. Și laturi, laturi congruente se opun unghiul congruent. La deci unghiul de aici este cât ăsta. Corect. Dacă unghiul de aici este cât unghiul de aici și cum ăsta și cu ăsta fac 90 de grade, atunci și ăsta și cu ăsta fac 90 corect. De grade. Și dacă ăsta și cu ăsta fac 90 de grade, rămâne ăsta să fie 90 de grade. Și terminată problema. Am înțeles. Da? Eu am înțeles. Ei îți pierdut. Se vede. E datoria mea să vă pot convinge. Da? Reu încă o dată. Faptul că triunghiurile acestea sunt congruente, toate laturile sunt congruente două câte două și toate unghiurile. Da? Și toate unghiurile. Adică, ce și unghiuri? Unghiul NC. Deci unghiul ACB. A. C. C. B. B. Este cât? ACB. Unghiul ACB. AD. ACB. Care se uite spre cine? ACB. Spre AB. Spre AB. Da. Dar AB dintre celelalte unghiuri cu cine era congruent? Cu mână. Cu mână. Spre mână, cine se uită din triunghiul ăla? M, P, N. M, P, N. P, cum ai zis, da? Da. Deci, ACB e congruent cu? M, P, N. M, P, N. Că în triunghiuri congruente, la laturi congruente, la laturi congruente se uită unghiuri congruente. Se opun unghiuri congruente. Ei, mai pot continua. Care sunt alte elemente care sunt congruente două cu de două? A, B, C. Unghiul. A, B, C. A, B, B, C. C. Adică ăsta de aici. Da. A, B, C. A, B, C. Congruent cu unghiul M. Nu. Congruent M, N, B. M, da. M, N, P. M, N, P. Cu ăsta de aici, da? Da. Congruent cu unghiul M, N, P. Și, bineînțeles, unghiul de 90 90 care sunt lucruri date de problemă. Esențial, ăla. Este ăsta, să spuneți cu ăsta. A, C, B, cu M, P, N. A, C, B, M, P, N. Fie triunghiul A, C, B și triunghiul M, P. A, C, B, A. Unghiul. Unghiul A, C, B. Da. Eu am așa că unghiul A, C, B, Miruna. A, C, B, adică ăsta de aici, este cât cel din sus, de aici. Din M, până, da. M, până. Da. Dar știu foarte bine că M, până cu până
M, P, N, adică asta din P, da. Cu P, N, M, egal, fac 90 de grade astea două. Da. Deci, știm că, hai, dictează-mi tu la tine. Știm că unghiul C, A, B, nu, sau A, M, P, N, adică asta de sus, da. M, P, N, dintre unghiul care? Dintre unghiul M, P, N vorbim, da? Da. Unghiul M, P, N. Da. Plus triunghiul. Unghiul M, P, N plus unghiul. A, C, B. Deci, numai în triunghiul ăsta ne uităm adică. În M, P, N. Cu P, N, M. Deci, M, P, N. Cu P, N, M. Egal cu 90 de grade. Acum 90 de grade, că triunghiul e dreptunghic. Da? M, P, N plus măsura lui M, P, N. Plus măsura lui. Cui? Lui M, N, P. M, N, P. Egal cu 90 de grade. Și, în condițiile astea, deci dacă unghiul ăsta plus ăsta fac 90 de grade, iar eu știu ce? Noi știm că ACB e cât AP... Așa! Știu că ACB este cât cine? Cât M până. Cât M până. Și înlocuiesc pe M până. Da. Și în loc de M, schimb de sub, cum ACB, ACB e congruent cu M până, M până, da. M până. Rezultă că ACB. Rezultă din ăsta două, că ACB, măsura lui ACB, plus măsura lui P, N, M, da? Până M sau mână P, da? M, N, P. Fac măsura așa. Fac 90 de grade. Și atunci rezultă dacă... Deci dacă unghiul ăsta de aici plus ăsta de aici fac 90 de grade, rămâne că ăsta de aici fie 90 de grade. Corect. Deci rezultă că măsura lui CLN, măsura lui CLN, e egal cu 90 de grade. Dacă CLN e 90 de grade, înseamnă că CL e perpendicular pe PN. Da. Cel e perpendicular pe cine? Până. Dacă cel e perpendicular pe până, rezultă că cel e înălțime. Da. Cel H. H e înălțime. Și da? E perpendicular. Și cum mai avem că... Până e perpendiculară pe NG. Până. Până. E perpendiculară pe cine? Până pe cână. Deci ce el înălțim, P, A e perpendiculară pe cână. Înseamnă că și pe A înălțimii, da? Da. Pe A, H. Și N, B, ăla e perpendicular? N, B perpendicular pe ce? Deci din cele două, am două înălțimi. Și cum se întâlnesc? CL intersectează pe cine? CL intersectează pe A, M, în B. CL intersectează pe A, M. Egal cu mulțimea formată din B, rezultă de aici că NB. NB, deci NB e perpendiculară pe PC. NB perpendiculară pe PC și termina problema. Adică B a apărut în calitate de ortocentru, da? Așa. Câte ceasul e și? Nu știu. Nu, cred că e mai o jumătate, nu? Da, da. 24 de minute.